Să să fie Domnul, a Domnului nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie toată slava, toată cinstea și toată mărirea. Mulțumesc lui Dumnezeu că în seara aceasta am putut să ajung în mijlocul vostru. N-am crezut că o să ajung, că am avut multe piedici, dar mi-am dat seama că când vrei să faci ceva bine și să slujești mai mult pe Domnul, diavolul îți caută sau îți caută să spună pună piedi, și nu ajungi în casa Domnului sau să, să faci o lucrare bună. Dar slăvit să fie Domnul că am putut să ajung și alții tineri și chiar uh, lucrarea care fratele Vălic a avut pentru voi tineri în seara aceasta. Vreau să vă vorbesc cine am fost, uh, în ce familie am crescut, unde am ajuns și de unde Dumnezeu m-a scăpat și a Lui să fie toată slavă de acum și până în vece vecilor. Amin. Aș vrea, față de respect de cuvântul Lui Dumnezeu, să vă ridicați scurt în picioare. Voi citi doar... Prima dată voi citi din Iosua 24 cu 15, cu 15. Acesta este versetul care l-am luat în viața mea după ce m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și scrie așa, Acum temeți-vă, în versetul 14 din capitolul 24, Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și cu credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au le slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinților voștri dincolo de râu sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Acesta a fost versetul care eu l-am luat și am chiar un tablou de lemn în casa mea care e versetul meu preferat, primul verset din Biblie. Al doilea verset este care pe mine m-a cercetat în pușcărie și Dumnezeu prin versetul acesta m-a întors la el. Se găsește în ultima carte din Vechiul Testament, în Maleahii, capitolul 3, acest verset uh, care îl țineam bine în minte din copilărie, zice în 3 cu 10, zice, aduceți însă la casa visteriei toate zece ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, Acest, aceste cuvinte, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Lui și veți vedea dacă nu voi deschide zăgar, zăgazurile cerilor și dacă nu voi turna peste voi beșug de binecuvântare. Slăvit să fie Domnul, vă rog să vă ocupați locurile. Mă cheamă Vasile Cudic am 40 de ani, mulți tineri de aici poate jumătate de vârsta mea, vreau să spun că la vârsta voastră de 18-19 ani am fost un foarte om periculos, m-am bătut mult prin Viena, am ajuns într-o grupare de mafioți, cu pistoale, cu droguri, cu tot felul de lucruri. Eu de copil mic adoream biserica, iubeam biserica, luam Biblia acasă și citeam câte o pagină, două, citeam din Biblie și învățam pe de rost și recitam în biserică. Am crescut la biserica numărul 2 la uh, Burgase, ștate ale cei care sunt mai în vârstă și sunt de mult în Austria. Cunosc biserica aceea. Eu de copil mic am avut o problemă. Mie nu-mi plăcea când cineva se atingea de mine și să nu fac nimic. Și aveam această problemă că să dau înapoi, să mă, să mă bat crescând tot așa cu lupte în orice școală unde eram, oriunde, crescând cu bătaia. Acesta pe mine mă deranja când cineva se lega de mine și eu nu făceam nimic, eu nu, putem să, nu puteam să dorm noaptea liniștit, nu, nu puteam să trec peste cineva să dea în mine și eu să nu fac nimic. La vârsta de 14 ani am mutat din cartierul 12 în cartierul 21 în gros fețilung. Când am ajuns în Grosvețidul, eram șapte sau opt familii de Ausländer, și erau foarte mulți austriaci. Și erau multe grupări de Ausländer de austriaci în alte zone. Și doi prieteni de-a mei, care am cunoscut în cartierul acesta, un lor atunci avea 19-20 de ani, eu am fost de 14-15 ani, erau mafioți, aveau cartierul 21 și cartierul 22 și cartierul 2, erau în mâna lor, făceau... Pe vremea aceea iau cu shilling, făceau milioane și acum în euro s-au cătit putea, uh, milioane de euro. Dar pe un lor câțiva ani mai târziu l-au prins poliția și au ajuns 10 ani în pușcărie și atunci noi având vârsta de 18-19 ani, nepoții lui, prietenii mei au preluat lucrul acesta mai departe, iar eu cu vârsta atât am crescut și tot mai mult mă luptam, mă băteam, plecam de acasă, nu ascultam pe taică eram răsfrătit. De la vârsta de 15 de ani, rar mai plecam în biserică, doar când meream la biserică, meream de gura părinților mei sau să le liniștesc. Ceea ce zice și ne copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, ca să trăiți mult și bine pe pământ. Să știți că neascultarea se pedepsește, zice Natanael, prorocul Natan spune la, chiar și la Saul, că neascultarea e ca ghicirea și ca vrăjitoria. De aceea, tineri dragi, astăzi să foste și o lucrare, nu vă jucați. Eu am putut să fiu de mult mort, dar și pentru lucrul ăsta am avut o lucrare, că Dumnezeu a ținut mâna Lui peste mine, chiar că am fost în lume. Aș vrea să vă spun că după vârsta de 19-20 de ani am ajuns cu prietenii aceștia să ne ocupăm mai mult în lucruri acestea murdare eu chiar dacă lucram noaptea ca brutar, de multe ori aveam locuința mea separată, nu tream la părinți, de multe ori nu mergeam la lucru sau în altă firmă unde am fost după câteva săptămâni m-am lichidat că nu mi-a convenit ceva lucru. Și am ajuns că până la vârsta de aproape 20 de ani, până să mă pocăiesc, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să trăiesc din de a vinde droguri, de a procura bani, și să știți, pentru voi, tineri băieți care credeți că lumea aceasta criminală este un joc și vrea să gustați, să vedeți cum este să fumezi, să bei, să te găsești într-un în anturaj. Să știți că nu este o joacă și să știți că. Este foarte periculoasă și nu știi niciodată când este ultima ta zi. Am ajuns chiar să. Am avut multe lupte cu alții, cu pistoale, când alții trageau în noi. Eu nu vă spun acum bancuri, vă zic lucruri reale, dar slăvit să fie domnul, chiar ține mâna lui peste mine. A fost odată un caz unde mi-a ținut unul pistolul la cap. Și când uh, m-am uitat la el, el a că am frică și am pus mâna pe pistol și am spus Pune aici pe inimă și trage aici, că dacă îmi tragi în cap, aici e ai o stare, poate rămâne glonțul și supraviețuiești atunci te mor pe tine. Dar dacă tragi în inimă, aici e ai carne și poate o să mor direct. În momentul acesta auto o panică pe el și o fugit, dar să vă zic, eu cred că Domnul a fost acolo, că dacă nu era Dumnezeu, eu eram mort. La vârsta de 24 de ani, făceam mulți bani, dar niciun ban nu se lipea de mine. Toți banii cheltuiam pe, să spun așa, femei în costum de Eva, nu vreau să zic alte cuvinte. Cheltuiam foarte mulți bani pe jocuri mecanice, pe aparate, mii și mii de euro. Mergeau pe acesta, pe cocaină, pe distracții și tot felul de lucruri. Iar într-o zi, la niște mafioți, am tras ceapă de peste 10.000 de euro și 5 kg de arbă și m-am amenințat cu moartea și am spus, bine, mă cunoșteau pe mine și știau că eu nu, nu sunt unul care mă lăs bătut. Și așa au urmărit o perioadă mai lungă, o venit diavolul în capul meu cu tot felul de gânduri și îmi spunea către mine, Vasile, omoară-l pe ăla, altcumva te va omori pe tine. Într-o seară m-am întâlnit cu doi prieteni de-a mea, cei mai bun prieteni de-a mei și am spus că trebuie uite-te, eu nu pot să dăm liniștit, nu am frică de ăla, dar nu știu niciodată, există tot felul de oameni când vede că nu are șansă contra tine, încearcă cu alte lucruri sau pe la spate și mi-am plănuit. Cu acești doi prieteni am observat pe acel bărbat două săptămâni într-una, l-am observat la ce oară iasă din casă, ca, ca, și în filme, numai că acesta a fost lucru real. Și în ultima seară, înainte să trecem la faptă, avem deja pistoale pregătite, mască, tot felul, stăteam în casă, fumam iarbă și beam vodka și am auzit o voce, și vocea aceasta am auzit-o când m-am pocăit. Și a fost vocea Domnului și mi-a spus așa, Vasile, cine îți dă ție dreptul să mori pe altul? Eu, eu am tot dreptul să iau viața oricărui ființă, iar tu n-ai tot dreptul să faci lucrul acesta. Poate are o soție, poate are un tată, un frate, o soră, poate are copii. N-ai dreptul să faci lucrul acesta. Eu, cum am fost foarte băut de alcool și a fumat de iarbă, am crezut că ca un fel de halucinații. Dar în ziua următoare, cel mai bun prieten al meu, gândește că Dumnezeu a vorbit prin un om din lume, a spus că mine, mă Vasile, hai să lăsăm lucrul asta. N-are curaj, oricum, dacă e ceva, atunci, dar lasă, nu se merită. Ce faci? Îl omori și mănânci pușcărie. Și Dumnezeu mi-a vorbit chiar printr-un om nepocăit. Și au trecut 2-3 ani, am ajuns la vârsta de 27 de ani, unde am spus, prin neamul meu, prin familia mea, nu, sau că ce viață trăiesc, pentru Tachi mi-a fost un pic de rușine, că alții îmi spuneau că te taică, mă uite ce a ajuns băiatul tău, Vasile, unde a ajuns, ce cu el. Și tot așa, stând în locuință, eram singur, mi a venit diavolul în gând și a spus, Vasile, știi ce să faci acum ce e mai bine? Ia cuțitul care rai pe masă, pune-ți la gât și taie capul. Oricum la nimeni nu-i pasă de tine că tu o să mori. Nu vezi că tăi te vorbesc de rău, că ce ai ajuns, cum ai ajuns. Și oricum, Dumnezeu nu te iubește, că nu vezi ce viață ai. Și mi am pus cuțitul la gât, și chiar am vrut să-mi capul jos și din nou am auzit o voce. Și a fost din nou vocea aceea care cu ani în urmă mi-a vorbit și a spus, Vasile, dacă stai gâtul, tu ajungi în iad. Nu mai e nicio șansă pentru salvare. Și nu știu cum a fost, dar gândești că cineva mi-a pus mâna lui pe mâna mea și mi-a luat cuțitul de la gât. Atunci am început în gândul meu, chiar în seara aceea mă amintesc, eu de copil mic uh, iubeam cântările de la fratele Nelu Gabor. Și mi-am pus chiar în seara aceea, cum am fost singur în locuință, nu mă -au, auzeau prietenii mei străini, și mi-am pus cântarea, nu știu cum, așa mi-a apărut direct în computer, sunt un copil străin uitat de lume. Dumnezeu a început să mă cerceteze. iar uh, la două săptămâni mai târziu, într-o noapte am avut un vis, a apărut bunicul meu un vis, Bunicul meu era un om foarte pocăit, un om chiar iubit și de oameni din lume. Mi-a părut în vis și au spus către mine, după pe ucraineană, au spus, Vasile, când vrei să te pocăiești? Și am spus, nu mai durează mult, bunicule. Au spus mai odată, Vasile, când te pocăiești? Și am zis, nu mai o să durează mult. O zis, bine, și s-a terminat visul. Două săptămâni mai târziu am plecat în cartier, am venit aici în grosfețilul, eu am stat pe bruină și-o întâlnesc pe maică-mea în cartier, maică-mea care era fiica bunicului meu și cu lacrimi în ochi, era o mulțime mare de oameni și mulți mă cunoșteau pe acolo, au spus către mine exact aceleași cuvinte, Vasile, când te pocăiești? Și când am văzut-o că, că prângea așa înaintea mea, pe mine mai mult m-a terminat că oamenii se uitau la mine și am spus, ma, vă rog frumos, nu plânge, să uită toți la mine. Și au și spus către mine, mi-e egal că se uită toți la mine, tu ești copilul meu, te iubești și vreau că tu să fii mântuit. Și au spus mai dată, Vasile, când te pocăiești? Și ca să se oprească din plâns, am spus, nu durează mult. Iar cuvintele acestea au auzit cineva din cer. Nu a ajuns nici bine să împlinesc vârsta de 27 de ani. Am ajuns iar într-o fază unde nu mai știu ce să fac din viața mea și am zis ori mor, ori mă mor, ori ajung în pușcărie. Eu nu mai suport, nu mai vreau așa să trăiesc. Mi-a fost deja scârbă de viața mea. 14 ani numai de fumând iarbă, folosind cocaină, trăgând pe nas, lupte, bani aruncați în aer, numai probleme cu poliția, deja nu mai am putut, am fost așa, eram ca o, ca o bombă. Când cineva se apropia de mine, venea să-l bat, să nici nu mai stau cu el de vorbă. Nu mai însuportam viața mea. Iar în începutul, sau spre sfârșitul februarie, în 2010, au venit uh, poliția, au venit patru polițiști, m-au arestat pentru că eu odată am o amendă și n-am achitat-o și -o trebuie să stau jumătate de an în pușcărie. Pentru mine era o rușine să ajung în pușcărie pentru o amendă. Am zis, măi, dacă băga, măcar dacă îl băgam pe cineva în spital din bătaie sau cu țâtul sau cu pistolul, măcar da, că am ajuns în pușcărie pentru o crimă. Dar mi-a fost rușine pentru lucrul acesta. Stând în pușcărie, 23 de ore închis, o ori liberă, o trecut prima zi, o trecut a doua zi și a doua zi când au trecut, cum erau acolo geam și erau grate în cameră, am mers la grate și era ziua și mă uitam afară. Dar când m-am uitat prin gratele acestea afară, am văzut cum porumbel zbura. Frați și surori, în timpul acela când am văzut porumbelul cu zburat, mi-a apărut în față imaginea cum Iisus Hristos a fost botezat de Ioan în râul Iordanului și când Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. Și a trecut așa prin mine un fior de acesta și am zis, eu nu-s făcut pentru pușcărie, eu nu-s făcut pentru locul acesta, eu-s făcut să fiu liber, Asta nu-i locul meu. Și m-am pus pe genunchi, am fost singur în cameră și mi-am adus aminte de versetul acesta din Maliahii și am stat pe genunchi și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, dacă Tu ești Dumnezeul acela, pe care bunicul meu te-a slujit, părinții mei, și eu chiar din copilărie am văzut mâna lui Dumnezeu în casa noastră. Am zis, Doamne, atunci vreau să fac să ies mai repede din pușcărie și îți promit că mă pocăiesc. A patra zi vine un polițist în cameră și spune către mine, Vasile, ia bagajele că ești liber. Eu când am auzit, bine, mi-am luat bagajele, ieșind afară din pușcărie, ce credeți, că am luat seama? Nu, mi-am făcut iară de cap. Au trecut peste două săptămâni. În fiecare noapte care trecea, în fiecare noapte aceeași voce. Vasile, ai uitat ce legământ ai făcut cu mine în pușcărie. Această voce m-a terminat pe mine. Într-o zi, îl sună cineva din România pe comnatul meu, cel mai mare comnat al meu, și spune către el, uite-te, Mihai vine ceva prieten din România, trebuie să meargă undeva pe lângă Sant pentru ceva lucrări în pădure și au nevoie de unul care traduce din română în germană. Și cumnatul meu aud pe inimă să mă sune pe mine, iar fratele meu mai tânăr, care din nefericire încă nu este întors la Domnul și mă rog ca Domnul să se atingă de inima lui și de fiecare din locul acesta și care are fi și fiice risipitoare fratele meu tău zicea către el, mi-ai, mă duc eu. Și el spune, nu pot nelu să te trimit pe tine, eu am pe inimă, nu știu de ce, dar așa am pe inimă, Vasile să margă. Dar nu a știut nimeni că cu aceștia oameni au fost în proroc. Nimeni nu a știut, nici părinții mei, nici cumnatul, absolut nimeni. Acest proroc a mărturisit după aceea că el în România a avut un accident, a avut o lucrare pentru prorocii și a spus Vei avea un accident, mâna mea te va păzi pentru că am să te trimit peste hotare și am să fac o lucrare mare cu tine. În... Am acceptat, n-am vrut, dar în fine, față de respect de cumnatul meu, m-am trezit dimineața, n-am vrut, ca... m-am culcat seara târziu, fumând iarbă, n-am avut chef. Dimineața ne întâlnim în cartierul 2. Și stau în față la mașină și prorocul stă acolo în față la mine. Avem aici un pachet de țigări și am zis, hai să fumez o țigară, două până la Sunt Pruiltini, și o oară, două. Și acest proroc se uită la mine în ochii mei și eu mă uit la el. El era așa, șchiop din naștere și mă uitam așa la el un pic ciudat. Și el se uita la mine și am vrut să-mi iau țigare să fumez. Dar, frate și surori, mâna aceasta mi-a fost paralizată în momentul acesta. Eu, în gândul meu, am zis, ce se întâmplă? Nu pot să -mi mișc mâna, dar nu i-am zis la nimeni. Ne-am pus în mașină și când ne-am pus în mașină, am putut să -mi mișc mâna. Și am zis, băi, ce se întâmplă aici? În fine, am mers pe o autobandă, oh, am început să vorbim așa, dar prorocul vorbea cu mine și nu încerca nici cum să scoată ceva peste mine, că după ce să folosească, că așa vorbește Domnul. La un moment dat m-a nervat un pic că vorbea și am spus că te la uius. Dacă nu, iai, nu erai călit cu piciorul, mă întorceam și îți dădeam o palmă, că deja mă nervesc că vorbești prea mult. Iar uh, acest bărbat, nu știu, Dumnezeu cred că i-a dat înțelepciune, a tăcut. Dar când eram pe autobandă aproape de San Pölten, a început Dumnezeu să-și facă lucrarea. A început acest proroc să-mi spună lucruri din viața mea care numai eu le-am știut, absolut nimeni. Și chiar mi-a prorocit ultima luptă care am avut-o cu aproape un an în urmă, cu pistole în cartierul 1 și când o cartușă a trecut pe lângă urechea mea și prietenii mă laudau până și vă Vasile, cu, cu tot cu pistolul ăla a fugit de tine. Și lucrarea a fost așa, bărbatule, când acel bărbat o tras cu Pistolul în tine, nu tu ai fost tare, ci mâna mea a fost peste tine, altcumva tu erai deja mort. Frașii și surori, ce mi-a vorbit acest proroc în momentul acesta mașină, am început să plâng, inima a început să mi bată ca la un iepure care fuge de un lup. Mi s-a ridicat tot părul, am simțit ceva ce n-am simțit niciodată în viața mea. Și încerca să spună, Vasile, Dumnezeu există cu adevărat. Pentru tine eu am avut în România accident. Ca Dumnezeu prin mine să-ți vorbească, să te întorci la El. Și cum mergeam pe autobandă în continuare, eu am stat în față, am zis în gândul meu, am zis, Doamne, dar doar în gândul meu, am zis, Doamne, dacă existi cu adevărat, atunci vreau ca unul din aceste persoane din mașină să zică următoarele cuvinte. La următoare parcare ne oprim și ne rugăm. Dar am zis, îți cer o condiție, Doamne. Vreau ca în timp de un minut. Și eram cu... Să nu vă dați, să nu știe nimic. Nu a trecut nici un minut. O spus șoferul. Hai să ne oprim la următoare parcare și să ne rugăm. Și când am auzit lucrul acesta, am început să plâng. Și am întrebat, ce baiu? Și am zis, Exact acele cuvinte ce au zis șoferul, în urmă cu un minut am zis în gând exact aceeași, dacă Doamne Tu existi să spună unul din mașina aceleași cuvinte, ne am oprit, am avut vreo 5 grame de iarbă la mine, le-am aruncat la gunoi, am aruncat țigările, era acolo pădurice, am mers în pădure, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și atunci am avut lucrare și mi-a vorbit așa Dumnezeu, bărbatule, dacă te vei întoarce astăzi la mine și dacă mă vei sluji și mă vei sluji cu toată inima, cu toată puterea, ba mai mult mă vei sluji decât l-ai slujit pe cel rău, Viața ta va fi o viață binecuvântată, chiar dacă vei trece prin necazuri, încercări, dureri, suferințe sau boli. Eu voi fi cu tine, dar dacă nu te vei întoarce la mine, viața ta va ajunge un chin și un amar și niciodată nu mai vei avea posibilitatea să te întorci la mine frați și surori, astăzi stau înaintea voastră pentru că am luat cea mai bună decizie care există să-L urmez pe Dumnezeu. N-am niciun merit, vă mărturisesc înaintea Lui Dumnezeu. Aș putea să vă mărturisesc două, trei oare câte lupte am avut, cât sânge am vărsat, și nici nu meritam să fiu aici, pentru că cunosc alții care nu au făcut lucruri ce am făcut eu și stau în patul de suferință și în cărăcioare, iar eu sunt aici și mi-am dat seama de ce sunt aici, ca să vă vorbesc la voi, să nu alegeți o cale străină. Cum zice și în Ieremia 19, spune acolo că să vă întoarceți cu toată inima la el. În Ieremia 3 cu 10 zice să nu vă întoarceți cu o inimă prefăcătorită, ci din toată inima, și dacă vei veți întoarce cu toată inima, Dumnezeu e gata să iartă. Chiar dacă o să trebuie să purtăm conșețințe, dar Dumnezeu ne iubește, ne iartă. El vrea mântuirea sufletului nostru. Diavolul vrea ca să ajungem în iad, pentru că El știe cum e în Rai, că e frumos și nu vrea să ajungem să acolo. De aceea, tineri dragi, luați bine seama la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă jucați, cum a fost și lucrarea prin fratele Vălica. Nu vă jucați cu focul, zice Dumnezeu, El este și dragoste, este, El este iubire, dar El este și un foc mistuitor, El este un Dumnezeu gelos și dacă veți vă juca cu El, vei veți arde și doare și uneori rănile nu se vindecă. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă deschide inimile, să vă întoarceți la El cu adevărat cei care nu s-au întors, pentru părinți, pentru mame, tați care sunt aici, care plâng pentru copiii lor. Maică, mi-au plâns 28 de ani. Plângeți mai departe, într-o zi Dumnezeu își va aduce aminte și va întoarce copiii voștri spre El. Domnul să lasă pacea Lui peste această adunare, peste toți tinerii și harul Lui și pacea Lui și nu știm când va veni Domnul dar să trăim cum îi place Domnului și în ziua când va veni niciunul de aici să nu lipsească. Slăviți să fie Domnul, fiți binecuvântat. Amin.